Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Gothic 2 Night of Raven în limba română. În episodul anterior am devenit și noi frața inelului de apă. Am fost la taverne, ne-am întâlnit cu frații noștri, cu Lares, cu Orlan, cu Gan, cu toți ăștia. Am luat și armura, bineînțeles că nu o putem purta pentru că ne-a fost interzis să o purtăm în locuri publice. Iar în acest episod o să mergem să ducem ornamentul cu Lares la magicienii de apă. Deja am primit misiunea de la Vatras, ne-a trimis dincolo, de portalul cel păzit de către magicieni, bineînțeles. O să trecem prin portal, tati, și vom ajunge în Jakendar, unde îl vom întâlni pe Raven. O să întâlnim multe chestii, o să vedeți. Dar în primul și în primul rând trebuie să aducem ornamentul. Mai avem ceva de muncă până atunci. Hey. Ia să vedem. Here's your aquamarine ring. Good for you. I thought you'd lost it. Okay. Let's go. Okay. Where? Let us take Vatras's ornament back. Then let's go. Follow me. Super. Hai. Mă gândeam că se va băgui. Mi s-a mai băguit deodată și n-a vrut să mai meargă. Nu mai apărea opțiunea, gen. Dar e bine așa. O să fie un drum lung acum. Până la magicienii de apă. După care o să fie încă un drum foarte lung cu Lares spre alt ornament, o să ne însoțească. O să ne ajute foarte mult Lares, un prieten adevărat, bineînțeles. Și da, o să ajungem la magicienii de apă, o să ducem scrisoarea lui Saturas dată de către Vatras. Aș citi o puțin, sincer. Dar nu o să citim, le dăm sigilate. Eu deja știu ce scrie în ea. Deși nu mai știu ce scrie în ea. Am uitat, dar știam. Nu mai contează. Știu că începea cu dragă Saturas. Dragă Saturas. Dragă Saturas. Probabil era o gay. Nu știu. Ta-da-ram, pam, pam, pam. Muzica asta e minunată. Focul se aude pe fundal. Lares de la picioare. E de la picioare. Mamă, ce rimă am făcut. Am o mare tanță. Ar trebui să mă las de cântat. Hai, domnule Lares, hai. Now that we're no longer in town and cannot be overheard, let me tell you a little more. We are now going to take this ornament that you brought me back to Saturas. Da, mi-l aduc aminte și s-ar putea să fie cam supărat pe mine. Certainly. He was the leader of the water mages in the new camp. We lads from the former new camp still have good relations with the water mages. Even Lee will still protect the water mages against any danger today if it's within his power. To keep up the contact with the water mages, I'm in town most of the time, working together with Vatras. And this is the armor that is issued to each of us by the water mages. The members of the Ring of Water have been wearing cred că o suportăm și noi, că e mult mai bună decât a noastră. What is Cavalorn's part in this? He wasn't a follower of the new camp, as far as I know. You are right. Our community has grown. Even I do not know how many there are by now. But let us move on. I want to get further away from the city. We can talk more about it later. Mamă, se face noapte, nu e bine. Nu e bine. Let's move on. Stay close behind. O să tragem, cred că un pui de zonă, dacă mergem pe la taverna, dacă nu o să fie jale. O să fie jale, tate. Ce aș vrea eu să fac, să pun asta, nu? Da. Altă viață. Și da, în episodul anterior am adus și scrisoarea de pace de la Lee pentru Lord Hagen. Lord Hagen a zis că este de acord să facă pace cu Lee, dar nu și cu ceilalți mercenari, pentru că sunt niște hoți, niște infractori din Valea Minelor veniți și nu prea i-a convenit. Dar în rest, cu Lee, cu mine, vrea să facă pace. Ne-a trimis în Valea Minelor pentru a-i aduce dovada, altfel nu ne va da ochiul lui Innos. Deci mai e ceva de lucru până atunci. Avem o grămadă de făcut, guys. O grămadă. O grămadă de chestii, tati. Am crezut că iară vrea să-mi zică ceva. Bă, n-are repede s-a făcut întuneric. Să mă arăta înțetuca. O să dormim aici, în cur, la ăsta. What's wrong? Are you still ho- Hai, mă. Let's move. Stay close. Sunt foarte aproape de tine, brother Anis. Oare să mergem la tavernă, să tragem un pic de zonă? Nu mergem la ăla, mai bine. Mai aproape. Pentru că o să ajungem noaptea și nu o să mai vedem absolut nimic.
Sper să nu se îndepărteze iară la 5.000 de kilometri la risc. De obicei așa face, se îndepărtează frate la 5 km și ne lasă singurei aici în sălbăticie. Nu prea mi-ar conveni mie chestia asta, Dana. Și mai avea chestii de făcut, da bă, mai sunt chestii de făcut și trebuia să le fac eu înainte, acum mi-am adus aminte. Asta n-are un pat, să nu zici că n-are un pat ăsta, frate. N-are pat, really, dude? Incredibil. Incredibil, mă duc la tavernă, n-am ce face. Bine că mi-am adus aminte, dar mergem, ducem ornamentul. După care să facem și chestiile alea cu Elbridge, o să mergem să-l găsim, o să mai găsim două vieze împotriva bandiților, împotriva oamenilor Raven. Dar mai întâi hai să mergem să tragem un pic de sum, să vedem dacă l-are să ne va aștepta, dacă nu o să mergem singurei, oricum o să-l găsim în drum, el de obicei se duce la un kilometru, cam așa, de noi, dar nu-i problemă. Nu pot să merg pe timp de noapte, guys. Pare rău. Nu văd nimic, frate. Incredibil. Noaptea în gotic e ca și cum ai jucat cu ochii închiși. I used to say that myself. Ok. Hai să vedem dacă l-are să mai pe aici. Sper să fie prin apropiere. Dacă nu mai ai, mergem singurei, nu ne temem de nimica. Nimic nu mă spire pe mine, dar de obicei îl găsim după curba aia. Așa s-a întâmplat de multe ori, după curbă, ar trebui să fie. Nu? Sau nu? Nu sau nu? Asta înseamnă că nu, e? Yeah. Nu e aici, tate, probabil e mai încolo, după curba cealaltă, nu mai știu exact. Statuia lui Inus. Facem o cruce. Hai, domnule Nimes, fă o cruce acolo, așa. Bam, bam. Opa, un goblin de-asta puternic. Dăm un save că... E jale cu asta. Black Goblin. O bucată, tate, o bucată. Ah, uite-l. Exact ce vă ziceam. Don't you break down on me now. Nu te mai părăsesc, hai. Stop, let's move on. Stay close behind. Hai. O să încercăm să omorâm și oarcii ăia. O să-i atragem înspre Lares. Pentru că e invincibil și o să facem ceva experiență cu el, credeți-mă. De fapt, stai, ci oarci pentru că oarcii erau sunt partea alaltă. Când o să mergem în pădurea, nu știu cum. Dei la rest, dei tate, dei să zacă. Hai mă, așa. One less monster around. O să facem treabă bună cu domnul Ares, chiar o să facem o treabă bună. Ah, nu pot să iau tablița aia de piatră, momentan nu o putem lua. Cineva mi-a zis că trebuie să învățăm dexteritate și cu ajutorul acrobației vom putea sări acolo, deci... S-ar putea să nu o luăm niciodată. Transformare în Bloodfly nu există. Nu știu, un Shadow Beast dacă putem. Apar nu am, o să încercăm. The water majors are all beside themselves. They've been digging at an excavation site in the northeast for weeks. It's anybody's. It all started when the earth began trembling like it did in the worst times of the barrier. Horrible stone creatures emerged from the ground, slaying everyone who went within 100 feet of them. The water mages took the matter in hand and destroyed those hostile invaders. And now they're digging down there, searching for an explanation for these strange events. But you will soon see for yourself. Let's move. Stay close. Larius, trebuie să mă aștept acum, n-ai ce face, n-ai ce face, brodere. Sper să mă aștept aici, a? Pentru că aș vrea să țintesc aici ceva. Nu mai știu exact ce era. Un Shadow Beast, da. Aș vrea să-l țintim puțin așa, bam, bam. Și să-l merlim.
Da, uite. Sper că nu mai ajunge. Hai, mă, mai vine? S-a blocat acolo, frate, ea. Poate o putem ele noi. Ah, căcat. Dau un save aici. Sper să nu mai merlească. Dar nu pot. Aoleu. Aoleu. Dacă scapă de acolo. Ah, pe cam aia am fost. Cam aia am fost. Mamă, 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 mamă. S-a blocat acolo, frate. Știm cum facem să o scoatem. Leo, ăsta, Laris o poate omoră. Și aș vrea să iau experiența. Hai. Iar te-ai blocat, mă. Mâncați-aș gurița ta. Dacă aveam acum o arbaletă bună, o spărgeam. Vedeam să zacă, așa. Nu pot face absolut nimic. Ia, de aici pot să-i dau damage. Nimic, frate. Nu o țintesc, ia uite. Trebuie să fiu mai aproape de el. Aha. Aha. S-a baguit, lol. Hai că poate, poate, o merlim. Ar fi super. Că luăm ceva experiență pe ea. Hai, hai că putem. Hai, domnule Nimlis. Mai dă și tu acolo una. Bucata. Una bucata. Ha, mă, iară ratează. De cap, atâta ce ratează. Aie, tate. Aie, tate. Mamă, cum se aude pe fundal muzica asta. Ai, boss. 300 experiențe. Hai că am erlit-o cumva. O grămadă de chestii. Și era un șobolan aici, merlit, lol. Bă, sper să nu mai fi vreo bestie de asta pe aici, pe undeva ascunsă. Ar fi nasol, așa că o să dau un save. Cine știe, poate mai e una. Și cred că mai e una. Da, bă, mai e una. Și un orc omorât acolo, lol. Nu, hai să o lăsăm asta în pace, că nu știu dacă mai e Lares. Sincer, nu cred că mai e aici și n-aș vrea să... Asta chiar nu mai putem merli. Asta s-a bagui cumva aici. O să vine noi cu gheara lui Belea și o să-i dăm să zacă. Dar nu acum. Măcar n-am luat 300 experiențe. M-am chinuit puțin. Dar am merlit-o, bă. Singur, singur. Deci merit un like. Am dat și un deces, dar... Trebuia să dăm și cu un deces, Ana. Hai să vedem dacă mai ne așteaptă ăsta Lares pe aici. Dacă nu s-a adus, frate, la un kilometru. Noi deja am lootat aici, nu mai e absolut nimica. Ar trebui să fie aici, la pod. Lares, Lares, da, 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 da. Avem și un bandit aici. Sper să nu mă deranjeze, pentru că l-am pe Lares aici. Și o să-i dăm să zacă, urât, urât de tot. Hey, you. If you don't want me to smash in your face, you better transfer a few gold coins from your pockets to mine, and pronto. Do I look the part? If I don't see 20 gold pieces before you come even one step closer, then I'll flatten you. Just get out of my way. Show you want it the hard way. Hai, blangiule. Nu știu cât e de puternic ăsta. Lares. Yeah, let's move. Stay close. Lares. Mă bate unul aici. Mă ajut și pe mine puțin? Nu mă ajut? A, nu mă ajută Lares, am înțeles. Dacă îl batem noi. Băi, e destul de tare. Mamă, și eu nu-i dau damage. Mi-a dat ceva. Ok, l-am bătut și pe ăsta l-am erlit. L-am erlit pe bârlănoi. Pe bârlănoi, mai băgăm niște cărniță, niște pește. Niște cașcaval. Ni
niște mere și cam mai. Ha. Nu, 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 să nu cazi jos. Lares, mai speriat de moarte. Mai speriat, tate. Ia uite-o pe asta, frate. Ok, hai să mai dăm un save. O să încerc să atrag multe, multe animale să le omoare Lares. Sper să mă ajute. Vreau să fac experiență bună cu el aici. Mai bine că mergem exact prin zona asta. Right. It could get dangerous here. Let's keep back a little. O să încerc să atrag cât mai multe animale să fac experiență, pentru că el odată ce va ajunge acolo va dispărea. Va zice că se va întoarce înapoi și nu prea îmi place. Deci o să încercăm să atragem animale înspre el. El o să se ocupe de toate animalele astea. V-am blocat aici, lor. N-avem nicio șansă, vă zic eu, cu acest sniper. Ok, nice. Am murit unul. Asta invizibilul. Bine, Lares. Nice. Trebuie să dau un save. Unde naiba te duci, Lares? Să nu zici că te-ai baguit acolo. Așteaptă puțin, domnule, că îți voi mai aduce câteva animale ca să le merlești. Hai. Au, au, au. Lares. Lares, bine, Lares, bravo. Hai, Lares, știu că poți, știu că poți, tate. Nice, una în jos. 12 aia. Hai, Lares, știu că poți, tate. Nu mai dai că mâncai aș gurița ei. Aia, tate. Stai, 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 nu te duc. Stai așa, broadere, că mai sunt animale pe aici. Vreau să mai trag câteva, poate facem un level. Nu facem un level. Dar o să încercăm să ne apropiem măcar de nivel. Level up. Și mai avem noi aici niște șobolani pe care îi vom merli acum. Dau un save, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Niciodată nu vei ști ce te așteaptă aici. Sper că mă așteaptă la res acolo. Bine, înțeles că o să mă aștepte, tate. Am dispărut, nice. Să mai dau un save ca să reapar. Așa. Bagul vieții. Opa. Se pare că aici a fost cineva, deci nu e chiar așa arătăcită zona, cum zicea la res. A făcut cineva un foc aici. Oare cine? O să încerc să omor de asta, dar nu știu dacă pot singur. Sincer. Holy shit. Cu tremurile. Trebuie să prăjesc cu niște cărnițe, dacă am tot tigai aici. Prăjim cărniță, tate, prăjim cărniță. Multă cărniță. Prăjim toată cărnița. Ca să avem acolo prăjeală. Dăm să zacă. Mai avem ceva timp. Nu bine, ajunge la magicienii de apă, vorbim cu ei. Și cam mai a fost. Hai mă, gata, ajunge. Mai prăjesc eu altă dată. Ok. Hai mă, să încercăm să omorâm o șopulă de asta, dar nu știu dacă vom putea. Măcar să luăm câte una, gen. Sunt foarte puternici, ați văzut. Dau damage. O să joacă. Dar n-am nicio șansă. Holy shit, la ce damage dau eu? No, 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 no.
Am dispărut. Sunt invizibil, dar măcar să le luăm și pe astea. Hai. A, a murit. Mai mult ca sigur. Sunt invizibil, poate nu mă văd. Dacă nu mă văd, dacă... O să mor, îți dai seama că o să mor aici. Invizibilul mitică va fugi pe aici. Bam, bam. Vreau să beau o poțiune. Hai să dau un save. Da, nu, nu, nu are rost să ne chinuim. Nu are rost să ne chinuim acum, guys. Pentru că nu avem nicio șansă. Adică ați văzut și voi ce damage de Rahau dau. Deci, nicio șansă. Nicio șansă pe roatele. Lare s-a ajuns de deja aici. Ceea ce nu-mi place mie, că... Mai erau aici niște snipperi pe care o să-i duc eu la el acum. Aici în apropiere. Pe ăștia cred că îi pot duce, sper. Hai să cercetăm și ruinile astea. Acum, ca să nu uităm. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ok. Un el de foc și un pește, nice. Bune. Bune. Și mai era o tabliță de piatră aici, da? De aia pe care o vom doar la Vatras. Și am să vedem ce mai e pe aici, tati. Nu mai e nimica? Plante, o grămadă, să moară tanța. Bă, nu știu dacă mă pot urca sus pe asta, nu cred că pot. Nu, și nu cred că e nimic acolo. A, așa dobis, frate. Îl putem duce la Lares? Asta. Nu, nu, nicio șansă. M-am și speriat, frate. Nu știu de ce vreau să omor animale, deși nu pot, n-am nicio șansă la nivelul ăsta. Da, nu. Back. O lăsăm în pace pe fetiță. Hai să ne dăm de treburile noastre, că oricum mai avem de merli prinăuntru. Niște gomni de aia care o să avem probleme cu ei, cred. Nu știu dacă am ea. Fire. Sper că am. Am pe naiba, că nu am. Lumină. Și n-am cumpărat fie antenă. Am o bilă de asta, uitare. Da, nu am. Super. Nu știu cum o să ne descurcăm. Vedem. Here, take the ornament. The water mages must be in there somewhere. Take it to them. If you should meet any beast down in that hole in the ground that look like they're too much for you, flee forward to Satyrus. He'll take care of the beast for you. I need to go. And one more thing. Don't even think about strolling around for long with this ornament. Go directly to Satyrus. See you. Ok, brodere. Știu că odată am pierdut ornamentul și nu mai puteam trece jocul. Nu știu ce am făcut cu el, dar nu mai aveam inventar. Hai să ne schimbăm și noi armura. Sau nu ne o schimbăm acum, o mai păstrăm pe asta. Încă o tabliță de piatră. Bună, tate. Bună, tate. Aici o să fie o grămadă de șobolani. Dar eu nu știu cum să ne descurcăm cu goblinii aia, nu știu dacă îi putem merli noi. Deși o să încerc prima dată să-i merlesc. Dacă nu o să-i ducem la Saturas, exact cum ne-a zis Lares. Ok. Ok. Mamă, ce fain se mișcă aici, ia uite. Aici chiar se mișcă super bine. Ia uite, oh my god. Și ce mișto se vede cu texturile astea, foarte colorată față de cum era jocul vechi. Cu texturile alea, nasoale, șterse. Se vede super blană cu texturile astea. Oh, super și asta. Mănânc vechi, bune. Îi dăm la Vasilică. Mamă, mamă. Aici sunt goblini, dacă nu mă înșel. O să încerc să iau câte unul, dacă pot. Da, sunt foarte puternici, adică două bucăți cam aia sunt. Nu știu dacă putem să omorăm. Nu știu ce să zic. N-am cumpărat fireball asta în asol. Dar faza că pierdem și multă experiență dacă ne omorăm noi. Nu știu cum o să facem, dar o să facem cumva să-i merim noi. Încercăm prima dată cu arbalete. O să fie, cred că, vreo 2-3 decesuri. Faza că dacă vin toți odată, e jale. Și cred că vin cam toți odată.
Sau poate că nu. Hai că a venit unul singur, la ce când... Oh, mai fac atât damage-ul de frate. S-a baguit acolo? A. Da, dacă se apropie de mine, n-avea nicio șansă. 3 bucăți îmi dădea. Și au, uite cât îi dau eu. Bine că s-a baguit ăsta. Hai că cu unul am scăpat. Păi nu-l băteam veci pe ăsta dacă vinea lângă mine. Ia uite ce. La câte am ratat. Dacă nu mă bătea de 10 ori până acum. O să încercăm așa și cu ceilalți, dar nu știu dacă se vor mai bagui, sincer. Încercăm, băgăm heal. Totuși am luat 150 de experiență, n-am mai 150 și bine, bine rău. Ok. Facem așa o curbă. A, nu s-a mai baguit asta. Căcat. Nu. Fugi, miticuță, de o spart. O să încerc să-l baguiesc aici. A venit. Vine mărlanul. Nu, s-a baguit. S-a baguit și ăsta. Nice. Cam așa trebuie să ne jucăm cu ei. Altă strategie. Na. Nu există. Decât să-i ducem la Saturas. Normal și normal asta trebuia să facem. Că astea sunt creaturile puternice de care ne vorbea Lares. Dar uite că ne descurcăm cumva. Deci cam așa trebuie să facem și cu el alții. Mergem pe acolo, ne urcăm gen, ne dă o bucată, aia e. Bine că nu ne omoare dintr-o bucată. Bine, smitică, bine pe gândire, tati. Dai să mai bag niște heal-uri, niște ierburi în mine, niște ceaiuri. Și să mergem. Punem și armura asta, de protecție, dacă avem pe aia probabil la morți. Deci mergem pe acolo și urcăm ca să rămâne el blocat aici. Hai. Luăm pe asta de aici. Mamă, ce a venit asta din prima, așa. Ok, îl luăm. Încerc să mă urc pe aici, ok. A, e tate. Și dăm să zac acum. Mișto chestia asta, adică luăm multă experiență. Luăm 600 de experiență. Păcat să pierdem experiența asta, chiar e păcat. De obicei eu îi duceam la satul ăsta, uite că am găsit soluția. Hai, tate. De ce să pierdem experiența că nu putem lua noi? Adică, e păcat. De ce să o ia satul ăsta că nu putem lua noi? Let's go, și-a mai rămas unul singur. Tot așa, mergem acolo, ne dă o bucată, îl așteptăm și pe el. Ne urcăm. Ok, el o să vină aici și o să rămână blocat. Dar nu știu în ce rămâne blocat, adică gen, vedeți? Nu știu în ce rămâne blocat, bar nu am. Mamă, 10 minute se bați 4 goblini. Cine a crezut? Că se va întâmpla asta? Cu domnul Nameless, cel care era puternic de neoprit în Gothic 1. Cel care îl bătea pe Slipper cu mâinile la spate. Ho, ho, ho. Și acum se chinuie să bată niște goblini de ăștia scheletroni, niște oase. Ok, să dăm un save. Că nu știu dacă mai sunt pe aici, nu cred, sper să nu. Ok, asta e poarta spre portal. Nu știu cum o să facem curcul ăla. Cred că o să fugim. O să mergem să cumpărăm niște pergamente, mai mult ca sigur. Pentru că n-avem nicio șansă.
Chiar n-avem nicio șansă. Uite-l pe Saturas. O să fie un episod puțin mai lung ăsta, că aș vrea să vorbesc și cu magicienii. Sau să împărțim în două. Hai, mai să vorbim și cu magicienii. Nu mai știu la cât am început episodul, sincer. Două secunde. O să dau un alt tab. Nu o să mai dau alt tab, că după aia apare aia. O să văd de cât timp filmez. Unde a dispărut? Mamă, Saturas a... Oh my god. It's too dangerous to be for a would-be adventurer. But say, don't I know you? Of course, you bastard. Don't think that I could have forgotten guys. How you betrayed us in the new camp. Și aici apare cinematul ăla mișto. Din Gothic 1, guys, când eram eu cu Mitten și furam din marile grămădoi de cristal magic și luam puterea asupra sabii dată de către ei. De fapt nu era dată, era... Ați înțeles voi? De către Xardax, așa. Puterea am luat-o, dar am fost văzut de către Saturas și Saturas era foarte supărus, încerca să-l liniștească unul dintre ei, mag. Dar nu prea a reușit. You drained our mound of ore of all magic power and then simply disappeared. What exactly did you think you were doing? Oricum, planul tău nu funcționa. Your plan wouldn't have worked anyway. Blowing up the barrier with the ore mound is the biggest nonsense I ever heard. Ultimately, you would have blown yourself sky high. That is the limit. Who gave you the right to judge us and our intentions? If I were not such a peaceful man, I would bring down the wrath of Adonos on you, my boy. Was there? Do you have the slightest idea what you have done? You have confused the structure of magic so much that it could be heard back in Corinus. Count yourself lucky that the barrier simply collapsed one day. What are you complaining about? It all worked out all right. Mind your tongue. What the blazes do you want here anyway? În primul și în primul rând vreau să apar. No way of stopping you from keeping the other mages from doing their work. You might as well take a message from me to one of them. Tell Riordan that I wish to see. He's in the rear part of the vault. Okay, okay. You will find him there. Vreau să apar Saturas. Și cum putem să facem să apară? Uite așa. Hey, you. Can you teach me anything about magic? So that you can once again interfere with the magical structure? No, I have no time for such games. Okay. Acum fac parte din inelul de apă. I belong to the Ring of Water now. As I see, you wear the armor of our members, and I see in your eyes that you speak the truth. Very well, I shall accept your entrance into our ranks. But bear in mind that this comes with a great responsibility, and I hope for your sake that you'll do it justice. Okay, am venit aici cu Lares. I came here with Lares. Lares? Really? Where is he? I'm alone. Lares went back to the city. What? And he sent you to us alone? What was he thinking? I brought your ornament. What in all the world is that supposed to mean? Who gave you that? Don't tell me that Lares simply handed it over to you. Come off it now. I brought it to you. You do want it, don't you? Certainly, but it disturbs me that you have your hand in the game once again. Why are you making such a big deal about that old business with the ore mound? After all, I already worked for you back then, and you can't say that I was unreliable. And what did it ultimately get me? Just don't think that I trust you. What are you doing down here? These halls conceal ancient secrets. Mysterious secrets. The inscriptions and murals indicate a very ancient culture. Everything you can see here is written in a language completely unknown to us. We are only just beginning to learn it and grasp its meaning. Okay. Why is this ornament so important to you? It is the key to a portal. I shall not tell you more. Regulă.
Hai să mergem la Riordiana să-i zicem că Saturas vrea să le întâlnească. I-am dat șornamentul, nu prea e încântat să ne vadă domnul Saturas, dar n-are ce să facă, trebuie. Riordian, ce faci, ce broadere? What are you doing? Ce citești? I'm studying the culture of the ancient people. Based on the inscriptions, they lived long before our time. I don't know exactly when they erected these halls, but their civilization was highly developed. They built a city on the other side of the mountains and a temple for Adonos. How old do you think this place is? Well, I still can't say exactly, but it must be several hundred years old. A lost city on the island of Corinus? Yes. Until now, we lived in the belief that we knew the whole island. We assumed that the entire northeast of the island was one enormous mountain range. But we were wrong. Behind these mountains lies a valley. The city of the ancient people was located there. Stare curios în normal, dacă ai de ce țin locul ăsta, adică nu-i nimic, nu? Pur și simplu. Probably fallen to dust long ago. N-am jucat niciodată jocul normal. Saturas wants to see you. Has he gotten further with his investigation? Then I will go to him immediately. If you want to learn more about this complex, talk to Nefarious. You'll find him farther back in these vaults. Ok, brotherinos, brotherinos. Ia să vedem. Bă, na, de ce nu pot să-i dau scrisoarea lui ăla? Lui Saturas, de la Vatras. Să i-am dat-o deja, cred că i-am dat-o, nu? Parcă. Sau nu i-am dat-o. Aici mai e o tabliță de piatră, mergem să vorbim și cu magicienii ăștia alți. Mai avem ceva timp din episod, nu prea mult, dar vom întrece puțin limita de data asta, că aș vrea să vorbesc cu toți magicienii, că să fie treaba. Iar am drop frame-uri aici, bineînțeles că e o zonă nouă, iar Darion, ce faci? Ești ocupat? These vaults are one big mystery for me. It's hard to imagine that no one else found them before now. We were able to uncover the entrance without difficulty. People are so occupied with their daily routine that no one looked more closely at this structure. I have no other explanation for it. Okay. What is your task here? I'm trying to find out where this round portal leads. Besides that, I helped Nefarious look for the missing ornament. It is certain that this portal leads to another part of the island that we do not yet know. I can't remember ever having heard or read about that. Can you teach me anything about magic? Once we're over there, I'll be at your disposal. You really want to go through the portal? Of course. Assuming we find that missing ornament, that is. I admit, it is a somewhat risky business. But we must absolutely find out what it has to do with these constant earthquakes. Okay, ia să vedem ce știi despre cutremure. What do you know about the earthquakes? Something on the other side is causing them. The source is probably also causing the stone sentinels to awaken. But that isn't my job. Saturas and Cronos can tell you more about that. Okay. What do you think you will find over there? I'm really not sure. I suspect that on the other side there will be a structure similar to this one, and a counterpart to this portal. Everything else we shall see when we get there. Okay. What is the fastest way back to the city? I recommend you go back the same way you came. But you could also... No, that would be too dangerous. Out with it. Well, the builders of these halls had their own method of traveling. As far as we can tell, they could teleport. That's nothing special. The teleporter stones that we found here in Corinus are special indeed. It seems as though the teleporter stone here in these halls lead to the harbor city. However, none of us had the courage to try it. Ia să vedem. Where is this teleporter stone? There is a door in the basin room. I have locked it up behind there. Give me the key. I want to take a look at this thing. Really? But I take no responsibility for it. Give it here. If you say so, here it is. Okay. Where are the other teleporter stones? So far, we've only found one other somewhere in the middle of Corinus, near the Dead Harpy Tavern.
Ok, brother, hai să vrem și cu celălalt magicien. O să mergem să activăm și piatra aia de teleportare. Ne va duce la un portal. Vom fuge, bineînțeles. May I bother you for a moment? It's you. I never thought I'd see your face again. It's de ce zice asta, domnule Frumos? There was a time we would have skinned you alive. You can be glad that was a few weeks ago, and we've all calmed down. Că dacă nu, vă dădeam o mamă de bătaie, mamă. What are you doing here? My task is to find out more about the guardians of the temple. That is a tough nut, let me tell you. These stone sentinels have a characteristic that is utterly foreign to me. One moment they're standing around completely lifeless, and the next they're attacking you like they're possessed. I still haven't been able to determine their driving power, but one thing is sure, it is of magical origin. Okay. Tell me more about these stone sentinels. I can't tell you much so far. Unfortunately, we have had to destroy them. Now, they aren't dangerous. When we came here, they attacked us. We could only defeat them with our combined power. And I'm afraid there are even more waiting for us behind the portal. There must be a way to banish their driving force so that they remain nothing more than statues. Okay, brother. Can you sell me some equipment? Why not? If I remember correctly, we've already done business. Tell me what you need. Oh, și ne-mi vinde echipament chiar de aici, nu știam. Da, nu prea are mare lucru, săgeată de foc, lanțe de gheață, lumină, diavol de praf, căcaturi. Niște căcaturi, ăsta e bun și cam atât. În regulă, prieteni, hai să vedem cu cine mai avem nevoie, cu cine mai avem nevoie de vorbit, cu cine mai avem de vorbit. Merdariu, n-am vorbit, parcă da. Wait a minute. Ok, ar mai fi Riordan, Mixir. Hey. Everything all right? Cu Riordan, doamne, cu Mixir, cu Riordan deja am vorbit. What are you doing here? I'm studying the language of the builders. The language is the key to understanding the ancient people. Each one of us must learn it, or this expedition will be over before it even begins. The builders use stone tablets to pass on their knowledge. Unfortunately, many of them are broken or were stolen long ago. What's on these stone tablets then? They contain the collected knowledge of the ancient people. Some of them increase knowledge of combat and magic by magical means. For someone who can read the tablets, they are a real treasure. Can you teach me to read the language? Well, why not? I'll gladly pass on my knowledge to you. Și bineînțeles că nu o vom învăța acum, o vom învăța mult mai încolo. Ok, cred că am vorbit cu toți, ar mai fi Nefarus și cam atât, nu? Ia să vedem. Dacă găsim mai ceva pe aici, nu cred. Ia să vorbim cu Marley Magician. Nefarus. Hey, how's it going? What are you doing here? This is certainly a surprise. I thought you had been killed. Almost. There was quite a fuss about you, you know that? I hardly recognize Satyras. He was so beside himself about that business back then. What sort of portal is that? We suspect that it leads to the Lost Valley, where the ancient culture must have had their city. But the stone behind the portal is made of massive rock, yards thick. Also, there are no signs of teleportation magic. Very mysterious. Do you know how to activate it? One of the missing ornaments seems to be a sort of magical key. We'll need it to get any further. It has to fit exactly into the ring-shaped hollow next to the portal. Okay. I brought a part of the ornament. Really? That's terrific. Do you have any idea where the other parts are? According to the ancient inscriptions, it was broken into four pieces, and it looks as though the parts are still to be found on the island. With Merdarian's help, I have translated some of the inscriptions. There are hints as to where the remaining pieces are. Here, I've marked some of the places on this map. Look around there. You should pay attention to old structures. They might be somewhat deteriorated and no longer clearly recognizable. It could be almost anything. A large rock, a stone circle, a
mausoleum or something. Nu vedeți la niște locații. What am I saying? You'll find it. Ce moacă are Nefer ăsta, mă arată. Și are și freză de aia și mechere. Zici că e un diavol cu urechile alea, doamne. Why was the ornament broken? Whoever did it wanted to prevent the portal from ever being opened again. The longer I stare at the inscriptions, the more I realize that the priests of the ancient culture really were no fools. There was a good reason that they made the region back there inaccessible. We don't know what awaits us there, but it certainly isn't anything good. În regulă, prieteni, am vorbit și cu magicienii. Mamă, ce mă nervează. Așa. Am vorbit și cu magicienii. Cam cu toți am vorbit. Aproape cu toți. Mai e unul, parcă, nu? S-am vorbit cu toți. Am vorbit cu toți, nu? Da. Hai să mergem să activăm și piatra de teleportare. Am primit cheia de la Merdarion. Mergem să o activăm. Ne va duce aproape, aproape de Corinnes. Și acolo vom lua la fugă, pentru că pe partea alaltă o să ne aștepte Tita mai oricu. O să încercăm să fugim înspre Corinnes. O să venim după aia să-l omorâm. Luăm niște pergamente de la Zuri, să vedem noi cum facem. Și cred că o să încheie episodul, pentru că ne-am lungit foarte mult cu acest episod. Cred că are undeva la 30 de minute, dar aia e. S-a aturat, mai ceva de zis? Bătăranii? Da. What sort of strange earthquakes are those? That is one of the puzzles I am trying to solve. The structure of magic is being disturbed somewhere behind these mountains. Quite obviously, someone is trying with all of his might to break a powerful magic. I fear it will not be long before the entire island is plagued by these tremors. I am supposed to find the lost parts of the ornament for Nefarious. What? That's unbelievable. You're involved again? Don't worry. I'll bring the things here. Oh, do you know at least what you're looking for? Nefarious gave me this map. Show me. It is very dangerous in the big forest. You should not go alone. Look for someone to accompany you in Corinnes. I do not want you eaten by monsters. And the ornament with you. Here is your map back. Merci mult. Hey, you found out. It has been confirmed. The ancient culture did indeed believe in Adonos. Ok, am înțeles. Hai să mergem, tati. Că am vorbit destul de cu ăștia, am vorbit chiar foarte mult. Deja m-au plictisit oamenii cu structura lor și cu cultura lor. Ia să vedem, nu știu dacă am luat-o, ba da, cred că am luat-o bine, n-am luat-o bine. Nu cred că e pe aici. E pe partea aia altă. Oh, trebuie să mergem înapoi, tate, trebuie să mergem înapoi, că n-am venit bine. N-am venit bine, tate. Da. Mamă, ce se aude PC-ul cu DirectX-ul ăsta, jur. Zbârâie. Deci că mă joc... Red Dead. Mai ceva. Ok, aici ar trebui să fie poarta, da? Let's go, brodere. Asta e. Stânga, dreapta, dreapta, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Și am găsit un ghețar de cuart, o esență de mană, niște săge și 111 gold. Nice. Parcă era așa dăbliță de piatră pe aici, prin spate, pe undeva, sau nu? Grijă mare să nu ne băgăm în portal, că trebuie să fiu foarte, foarte atent. Dar nu mai e nimica pe aici, cred. Dăm un save și Inus să fie cu noi, tate. Nici nu ne uităm înapoi, măcar. Ia uitați-o! Dita mai oricum și mai avem și un lup, adică... cred că o să murim. Da, murim. Mamă, cum am scăpat, tate. Mi-a dat o bucată. O bucată.
o bucată ce înseamnă? 1 HP. Dacă aveam armura cealaltă, probabil eram omorât, adică mai mult ca sigur, adică acum nu mai trăiam. Eram deja în lumea lui Beliar. Și da, am scăpat cumva. O să mergem să tragem un pui de somn aici, ca să nu consumă puțin, bineînțeles. Dar mai trebuie să cumpăr niște pergamente de la asta, să vedem. Deci îmi trebuie un cub de gheață neapărat. Sau un val de gheață, nu știu. Hai mă să luăm un val de gheață de asta. Furtună. Și ăsta e bun, o să luăm. Unu. Luăm și unul de asta. Hai mă să luăm și unul de asta. Și ăsta o să luăm. Și ăsta o să luăm. Luăm și ăsta. Luăm și câteva de astea. Și cam mai a rămas săraci aproape. Să o dăm pe asta, o dăm, că nu o să băgăm de dexteritate. Out. Out. Destructivitate 60, ce să fac eu cu asta? Mai pe asta mă dacă... Out. Ia să vedem, ce mai putem vinde de aici de jos? Mamă. Out, out, out. Out. O grămadă de chestii. Ia uite, cupă de sânge, au, că nu mai putem face. Nice, 2300 de gold. Nice, 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 nice. Hai să mergem să tragem un pui de somn, o să închei și eu episodul după aia. Că ne-am lungit foarte mult și n-am vrea să facem un episod de o oră. Și să stau încă două ore să-l încarc. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share, dacă vreți să mă susțineți. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!